Emisiunea Noi și Cerul, din nou în direct, la prima ediție din anul 2017. Pentru că este iarnă, bineînțeles că cei care cunosc sunt mai informați sau care află din diverse surse faptul că pe timp de iarnă apar pe cer diverse fenomene optice atmosferice. Este normal pentru că știți că în atmosfera noastră sunt în suspensie diverse, mă rog, în anumite momente. Sunt în suspensie fie picături de apă, fie cristale de gheață acum pe timp de iarnă și corpurile strălucitoare cum sunt Soarele, Luna, uneori și Venus, dar mai puțin, de Soarele și Luna în special pentru că au lumină puternică, lumina de la aceste corpuri cerești se refractă, se reflectă în aceste cristale de gheață și generează anumite fenomene optice atmosferice. Și vorbim aici despre halou, coroană și halou. Aș ruga colegii să difuzăm imaginile cu primul apus de soare din anul 2017, iată, așa ca fapt divers, un apus de soare frumos, primul apus de soare din anul 2017 și primul halou solar din anul 2017, iată, pe 5 ianuarie, înainte de nisoare, iar aici pe 9 ianuarie, imagini, prima a fost realizată de mine în Târgoviște, apoi vedem imagini realizate de la Luca Buzoianu și Luca Arșinel, iată aceste imagini, cu un halou în jurul soarelui pe data de 9 ianuarie și acesta ultimul pe 11 ianuarie, undeva la țărmul mării în Constanța. Și iată și halou lunar pe 7 ianuarie, în seara Crăciunului tradițional românesc, iată un frumos halou lunar pe care l-am surprins și, bineînțeles, primul răsărit al lunii pline din anul acesta, din 2017, imagini pe care le-am realizat în Parcul Chindia și în orașul Târgoviște. Ca fapt divers, cerul este fantastic, trebuie să ieșim afară să urmărim evoluția corpurilor cerești și, sigur, vom mai avea surprize de multe ori foarte frumoase. Important este să știm ce vedem. Acum, așa cum v-am promis, suntem în legătură directă prin telefon cu un elev din județul Galați, din Schela, comuna Schela, județul Galați. Este vorba de Andrei Marian Stoian. L-am mai avut invitat în emisiunea noastră, dacă vă duceți aminte, atunci când am vorbit despre descoperirea de stele variabile împreună cu Ovidiu Tercu de la Observatorul Astronomic din Galați. Iată, de această dată, Andrei Marian Stoian a descoperit o stea variabilă făcând observații de la observatorul propriu pe care îl are în comuna Schela, în județul Galați, și l-am invitat alături de noi în emisiune prin telefon să ne povestească despre această descoperire. Bună, Marian, ne auzim? Bună ziua! Bine ai venit în emisiunea noastră. Iată, tu ai dat un anunț aseară, dacă nu mă înșel, ieri, iată, a fost confirmat internațional descoperirea unei noi stele variabile, o descoperire pe care tu ai realizat-o recent. Aș dori să ne povestești, să ne spui despre ce este vorba. În primul rând, știm că tu ești elev în clasa, în ce clasă ești? Clasa 10, deci ai 16 ani. Este elev unde? În Galați? Da, în Galați, la Seminarul Teologic Sfântul Apostol Andrei. Așa. Și tu ai și această pasiune de a observa cerul, în special ești preocupat de asteroizi. Nu? Comete și stele variabile. Asteroizi și stele variabile. Și tu ți-ai construit și un observator astronomic la tine acasă, înțeleg. Da. Spune-ne, da. Ce instrument ai, cu ce este dotat observatorul? Am un telescop reflector 230 de mm F5, Newtonian, și o cameră CCD ATIC 314 Plus, varianta monocrom. Bun, iată, un telescop, să zicem, obișnuit, nu super performant, da. Dar un telescop cu care, iată, ai realizat totuși o descoperire. Iată, aș ruga să lăsăm imaginea, dacă se poate, pe această captură. Povestește-ne despre ce este vorba. Este vorba, deci, am înțeles, de o stea variabilă. Când a făcut descoperirea, cât timp ți-a luat, care a fost procedura de informare și apoi de confirmare că există o stea nouă variabilă pe care tu ai descoperit-o? Bun, am observat variabila noaptea spre 12-3 ianuarie 2016, anul curent. În dimineața zilei 3 ianuarie am analizat datele și am constatat că la o stea există variații de strălucire, de magnitudine. Variațiile m-au făcut după forma curbei de lumină care s-a obținut, care v-am trimis-o pe e-mail. Da, să mergem puțin mai departe, să vedem și curba de lumină, să ne oprim asupra ei.
Așa? Am constatat că variabila este o variabilă tip delta scutii, care din cauza unor procese interne în interiorul stelei, luminositatea stelei variază. Da, iată, avem aici graficul pe care tu l-ai obținut în urma observațiilor pe care le-ai făcut. Noaptea de 12-3 ianuarie, da. Bun, numai puțin, înainte să ne povestești ce înseamnă, să rog colegii să oprim pe această imagine, înainte de a ne spune ce înseamnă de fapt această variație, cum se face observația? Adică cum ales steaua? La întâmplare? Bineînțeles că nu știi că este variabilă. Iei o stea și da. Cum procedezi ca să-ți dai seama că e variabilă? Am început să caut stele variabile din luna septembrie anului trecut, iar am ales câmpuri la întâmplare. Nu am avut un anumit, am avut un criteriu să fie înainte de medianul, să fie pe partea estică a medianului, să fie deasupra 30 de grade, încât să nu mă afecteze atmosfera. Și în fiecare dimineață, după ce terminam de analizat, de achiziționat imaginile, să zicem, le calibram și căutam stele variabile, variațiile luminozităților stele pe câmp. Alegeam o stele de comparație și căutam variații. Dacă aveam variații, căutam în baza de date, iar dacă nu se află steaua în baza de date, raportam steaua ca stea variabilă. Da, explică-ne și noi să înțelegem cum stabilești tu această variație a strălucirii stelei. Bănuiesc că e o variație destul de mică și cum o stabilești, prin ce metodă? Principiul este simplu. Se ia o stea din câmp care cunoaștem că nu este variabilă. Da, o stea cu magnitudine, cu strălucirea cunoscută perfect și care nu variază, da? Da. Și căutăm variații cu ajutorul unui soft. Da, există un soft, am înțeles, da. Da. Bun, și această constatare ai realizat-o noaptea respectivă pe loc sau a trebuit să ai, bănuiesc că e o perioadă destul de scurtă, ce fel de tip de stea este aceasta? Este o stea de tip delta scutii. Perioada este de aproximativ, dacă mă bine aminte, de 2 ore și 94 de minute. Deci nu, foarte de scurt. Ore, deci de foarte scurt. Foarte scurt, o perioadă de variație foarte scurtă. Da, 3 ore. Da. Și în momentul în care tu ți-ai dat seama că, iată, după 3 ore are altă strălucire, tu ai raportat această observație unde? La baza internațională de stele variabile, care aparține de AVSO, American Association for Variable Star Observers. Așa, și înțeleg că tu, observatorul tău cu acest telescop, ai un cod obținut pentru... Nu, aici nu este cod ca la MPC, la observații asteroizilor. Am înțeles. Aici poate o raporta oricine. Dar tu ai și, ești înscris și în codul asteroizilor, în codul de observare? Da, deține în anul 2013, luna noiembrie, codul MPC L23 și am înscris observații la asteroizi, comete și asteroizi apropiați Pământului. Da, deci să înțeleg că ești foarte activ și îți place să faci astfel de observații. Bun, acum ce înseamnă de fapt această descoperire? Tu ai raportat-o la AFSO, iar AFSO, bineînțeles că a luat notă și a trebuit să o verifice, nu? Care este procedura? Ei au verificat decât curba de lumină, da? Și au verificat și bazele de date existente. Dacă au constatat, au văzut curba de lumină, că arată variabilă, și, adică, variația luminozității. Există o variație. Au verificat că este acest tip, după curba de lumină. Au verificat și bazele de date. Atunci au inclus staua Scala-V1 în bază de date internațională, IVSX se numește. Bun, și înțeleg că a primit... Această stea a primit un cod anume, un număr? Da, a primit un cod, dar e destul de lung codul, ca să-l precizez. Da, bine, să zic un cod, pentru că sunt foarte multe stele variabile, sunt da, poate... Da, sunt aproximativ 400 de mii. 400 de mii, da. Ce vreau să zic, dar această stea variabilă, această descoperire îți dă și ție dreptul de a-i da o denumire anume sau cum? Da, pentru că ea da, se da, numește da. Și Scala V1, da? Da, aceste descoperiri îmi permite să numesc steaua, să-i dau un nume de catalog în cazul în care fac survei. Și cum realizez survei fotometric, am putut să o denumesc Scala V1. Da, deci ai denumită după numele localității tale, da, unde se află da. Și observatorul. Da. Da.
Ce să zic, noi te felicităm pentru această performanță. Bineînțeles că este o performanță la vârsta de 16 ani să descoperi o stea variabilă nouă, lucrând pe telescopul de acasă. Există mulți observatori români de stele variabile care au la activ, iată, foarte, foarte multe stele variabile observate. Doar mi-aduc aminte așa întreagă poate de cel mai vechi pe care îl cunosc și care știu că a avut o activitate foarte mare, Attila Kosciuszko din Salonta, care la un moment dat a fost premiat de AFSO pentru, dacă nu mă înșel, 30.000 de stele variabile descoperite. Deci înseamnă enorm de mult. Da, și da, dar mă rog, o activitate de foarte mulți ani. Și de asemenea Alex Sconu, Adrian Cionca și alții care fac observații la stele variabile, dar cred că nu am avut până acum un elev de 16 ani care să facă o astfel de descoperire. Noi te felicităm pentru această performanță și bănuiesc că vei continua. Cum îți faci tu timp? Pentru că tu trebuie să observi noaptea cerul, nu te duci la școală, nu înveți, cum vine treaba? De obicei, telescopul observă automat. L-am automatizat încât să am timp de somn. Deci el lucrează, măsoară, da. Și apoi tu da. Îți faci timp să analizezi datele, nu? Da, după ore. Da, de obicei. După ore, da. Să înțeleg că vei continua activitatea și poate, cine știe, mă rog, nu știu dacă îți permite telescopul, apertura telescopului tău să descoperi și un asteroid nou, vom vedea. E un telescop, cât spuneai, care are diametru de? 130 mm. Da, 130 mm, un telescop destul de mic pentru a descoperi asteroizi, dar cine știe, eventual se poate folosi pentru măsurătoarea unor asteroizi pentru îmbunătățirea orbitei, asta poate da. L-am folosit în acest scop. Da, știu că l-ai folosit și lucrezi foarte bine cu observatorul din Galație și membru în Astroclubul Călin Popovici. Da, cu Ovidiu Tercu, care, iată, formează astfel de oamenii care se dedică studiului astronomiei și obțin și rezultate. Deci, ce să spunem, felicitări și mult succes în continuare. Așteptăm noi vești din explorarea bolții înstelate. Poate mai apare și ceva. Poate o cometă, poate un asteroid, poate o nouă stea variabilă. Da, bine, succes și sănătate! Mulțumesc. Ca să poți să desfășori activitatea, iată, și pe timp de iarnă. A fost prin telefon Andrei Marian Stoian din comuna Schela, elev în Galați, elev de 16 ani, care, iată, are un observator astronomic particular acasă și care a descoperit noaptea de 12-3 ianuarie o stea variabilă care a primit denumirea Schela V1. El lucrează și în echipă cu Ovidiu Tercu de la Observatorul din Galați și, iată, fac o treabă foarte bună. Bun, vă propun să mergem mai departe. Doar atât vreau să spun referitor la acest caz. Ne bucurăm pentru faptul că avem tineri care fac astfel de lucruri serioase, se dedică studiului, observării bolții cerului și, iată, obțin și rezultate. Pentru că, știți, se spune așa, în epoca aceasta super tehnologizată, în care avem super telescoape în toată lumea, nu mai este nimic de descoperit. Am auzit această părere la foarte mulți observatori care spun că ei nu mai observă pentru că oricum n-ai ce să mai descoperi. Atâtea mari telescoape în lumea asta, atâtea rețele de telescoape, ce putem noi să descoperim cu un mic telescop pe care îl avem acasă, decât să ne uităm așa, să ne bucurăm de bolta cerului și cercetare mai puțin pentru descoperire. Dar iată că încă este posibil și să știți, un telescop de 130 de mm diametru este foarte mic pentru a ridica pretenții. Dar uite că cu muncă, pasiune, se poate face treabă bună și se pot, iată, și aduce descoperii noi. Este vorba aici de o stea variabilă. Bun. Mergem mai departe. Am să vă prezint acum acest calendar foarte frumos. Este un calendar mai neobișnuit. Se numește Timpul Soarelui, calendar pe 2007. Iată, avem și imaginile pe care colegii mei le pun pentru a vă prezenta acest calendar. Este realizat de Dan George Uza din Cluj-Napoca. El este pasionat de așa ceva. Vreau doar să vă citesc ce scrie pe acest calendar, ce spune Dan, care ne-a trimis acest calendar
să-l analizăm. Putem să menținem imaginea aici. Dan spune așa, că în zilele senine poziția de pe cer a Soarelui este oglindită de umbrele obiectelor terestre. Ele sunt mereu orientate în partea opusă Soarelui, așadar pot fi utilizate la determinarea timpului precum arătătoarele unui ceasornic. Și iată, vedeți aici, și rog colegii să menținem aceste imagini, pentru că iată, avem cadrane solare, da? Înainte de a cădea în uitare, calendarul solar a marcat pentru mai multe generații conceptul de trecere a timpului. Cu mai bine de 100 de ani în urmă, satele și orașele aveau pe peretele exterior al bisericii, mănăstirii sau altui edificiu venerabil, cel puțin un cadran solar care își îndeplinea tradiționalul scop de măsurare a timpului. Deci, vedeți aici, în funcție de poziția umbrei pe acest cadran, în timpul zilei, puteam să ne dăm seama de ora la care ne aflăm. Bun. Privirea curioasă a poporului se înălța spre cadran de mai multe ori în cursul zilei, primind mereu un răspuns. Umbra tijei atingea succesiv marcajele corespunzătoare diferirilor trepte zilnice ale evoluției soarelui pe bolta cerească. Pentru comunitate, aceste decorațiuni funcționale reprezentau ceva magic și totodată nobil. Ele invocau o veche știință bazată pe fenomenele bolții cerești, pe ciclurile lor mereu repetitive. În ultimul rând, cadranele solare erau capabile să dirigeze atenția oamenilor de la grijile materiale spre înaltul cosmic. Iată ce frumos se exprimă aici Dan Uza. Subiectul cadranelor solare m-a preocupat poate cel mai mult în ultimii ani. Ce funcție au, unde pot fi găsite la noi în țară, cum se citesc și cum se construiesc? Apreciez că la ora actuală în România există circa 150-200 de cadrane solare aflate în diferite stadii de conservare, majoritatea în interiorul arcului carpatic. Calendarul acesta vă prezintă fotografii cu 13 dintre aceste calendare alături de aceste cadrane, alături de informațiile astronomice cotidiene relevante pentru poziții pentru pasionații de gnomonică, știința cadranelor solare. Adică, în acest calendar, după cum vedeți în fiecare zi, Dan ne prezintă declinația solară, valoarea ecuației timpului, perioadele zodiilor, fazele lunii, solstițiile și echinocțiile și informații privind aplicabilitatea orei de vară. Și aș ruga colegii mei să dăm din nou la prima imagine, pentru că vreau să vă prezint fiecare lună. Pe copertă, dacă putem să dăm din nou, pe copertă avem o concepție grafică de Radu Gagiu, ceas solar pe o casă din Ogna Sibiului, județul Sibiu, probabil începutul secolului 20. Deci rog colegii să punem din nou aceste imagini. Pe copertă, dacă se poate, aici, iată, deci Dan ne spune că este acest ceas solar pe o casă din Ogna Sibiului, posibil începutul secolului 20, detaliu. Apoi, în luna ianuarie, avem un ceas solar de pe Biserica Romană-Catolică Sfântul Carol Borromeo, Sighetul Marmației, probabil secolul 18-19, simbolul ochiului așezat în triunghi, amintește de veghea eternă a lui Dumnezeu asupra lucrurilor lumești. Iată, vorba de ianuarie și vedem aici, vedem în fiecare zi, vă spuneam, Dan ne prezintă o grămadă de informații pentru fiecare zi, vedem altitudinea soarelui, elongația soarelui, vedem fazele lunii și așa mai departe. Iată, în februarie avem imaginea cu ceasul solar de pe mănăstirea franciscană din Estelnic, județul Covasna, pictat în 1979 de călugărul Sebastian Benjamin, care a trăit în 1907-1990. Cadranul nu indică ora în mod corect, iar cercul zodiilor are rol pur decorativ. Mergem mai departe la luna martie, ceasul solar din fostul lagăr de refugiați polonezi de la Târgu Jiu, în județul Gorj, amenajat în 1940 și prevăzut cu un cadran orizontal dublu din beton. Acest ceas indică atât timpul solar adevărat al localității, cât și timpul solar adevărat al fusului est-european. Din informațiile noastre, este singurul cadran solar din lume construit într-un lagăr de refugiați singurul din România marcat prin semnalizare stradală. Mergem mai departe la luna aprilie, vechiul ceas solar de piatră al comunității din Moldova Veche, județul Cara Severin, datând cel mai probabil din secolul al XVIII-lea. Cele patru ancore vizibile sunt produsul unor intervenții nefericite recente care au vizat amplasarea unui semn de circulație pe monument. Între timp, piesa a intrat în atenția specialiștilor grație efortului unor localnici pasionați de istoricul și tradiția locului. Mergem în luna mai, avem ceas solar pe o casă din Sibiu, datând de la începutul secolului al XX-lea. Vila a fost construită ca locuință de protocol de către industriașul Friedrich Gicheli, patronul fabricii de bere
Sibiene, 3 stejari. Reabilitată în 2009, clădirea găzduiește în prezent sediul unei importante firme de construcții. Mergem în iunie, ceasul solar de la Mănăstirea Bisericani, în județul Neamț, un edificiu din secolul al XVII-lea. Cadranul de pe lespedea circulară a fost probabil încastrat ulterior în zidăria bisericii pentru stabilirea orilor de rugăciune și ordonarea vieții monahale. Marcarea timpului pe cadran s-a făcut cu litera alfabetului grecesc. Mergem la iulie, ceas solar de la Colegiul Tehnic Alexandru Papiu Ilarian din Zalău, județul Sălaj, amenajat în toamna anului 2016 la inițiativa profesorului Mirel Matiaș. Sculptura a fost realizată de către artistul Marius Tutovan după planurile lui Dan George Uza, adică ale autorului. Piatra șlefuită de băbeni, care aparent se scurge sub arșița soarelui, amintește de ceasurile topite ale lui Salvador Dalí. Cadranul are și o funcție de calendar solar, indicând solstițiile și echinocțiile. Iată, foarte frumos. Deci, unul recent, în 2016, frumoasă inițiativa lui Dan Uza. În luna august, ceas solar pe o casă din Târgu Mureș, în județul Mureș, realizat în anul 2012 de Ghiula Miholșca. Tija metalică a fost amplasată în cel mai înalt punct posibil pentru a fi deasupra clădirilor din jur. Gradațiile orare, cifrele și sectorul de cerc care imită soarele au fost confecționate din metal. Ceasul indică orele dimineții. Septembrie, ceasul solar de pe Biserica Evanghelică din Seleuș, județul Mureș, secolul al XIX-lea, cadranul solar de navă sudică, a fost restaurat în mod exemplar de către un grup de studenți din Dresda. Motivul fitomorf al viței de vie amintește de tradiția viticolă a zonei, recunoscută în trecut pentru soiul fetească regală, struguri din care se obține un vin puternic, floral și voios. Mergem la luna octombrie, ceas solar pe o anexă gospodărească din Bistrița, județul Bistrița Năsăud, realizat în anul 2015 de către Damaschin Berende. Din informațiile noastre, este singurul cadran solar românesc în plan înclinat. Alături de decorațiune populare, motoul latin Sine Sole Sileo, fără soare eutac, vine în completarea individualității acestei piese, foto Damaschin Berende. Mergem la noiembrie, ceasul solar de pe Biserica Romano-Catolică a Adormirea Maicii Domnului din Iași, secolul al XVIII-lea, cadranul solar datează din anul 1813. Marcajele orare au fost prevăzute pentru timpul solar adevărat al localității, dar forma îndoită a tijei împiedică funcționarea corectă. Și mai avem ultimul decembrie, ceasul solar de pe Biserica Romano-Catolică Sfânta Maria din Cluj-Napoca, cunoscută mai bine localnicii sub numele de Calvaria. Primul lăcaș de cult a fost ridicat aici de către regii maghiari în secolul XI. Folosirea vechii forme a notației romane pentru cifra 4, adică 3 de I, să zicem, trădează originea medievală timpurie a piesei. Din informațiile noastre, este cel mai vechi cadran solar existent pe o biserică din Transilvania, secolul XV. Iată, deci acesta este calendarul pe care Dan l-a realizat, un calendar deosebit, spunem noi, cum nu cred că a mai avut până acum în România, cu cadrane solare. Felicitări, Dan, pentru toată această muncă. Știu că Dan face o muncă de documentare foarte intensă, a scos și cărți publică și dă comunității, iată, aceste valori extraordinare pe care le avem, legătura omului cu cosmosul, cu astrul zilei, cu bolta înstelată, iată, din punct de vedere practic. Cam acestea am fost prezentările noastre pentru astăzi. Bineînțeles că subiecte sunt multe de fiecare dată, emisiunea trece foarte repede. Nu vreau să închei înainte de a aminti că, iată, mâine este pe 15 ianuarie, este Ziua Culturii Naționale, nașterea poetului nostru național Mihai Eminescu. Este un prilej pentru a ne întâlni, să vorbim despre Eminescu, despre ce a însemnat acest mare român, despre importanța lui în epoca respectivă, epoca românească din timpul lui, dar și rezonanța lui în epoca actuală. Asociația Literata și Biblioteca Județeană Ionuț de Rădulescu Dâmbovița din Târgoviște vă invită luni 16 ianuarie de la ora 17 la sala de conferințe a Bibliotecii Județene pentru a participa la evenimentul Eminescu Mereu Actual. Vor fi recitalul de poezie din creația eminesciană, de asemenea citate din articolele lui, din poziția lui ca
persoană activă din punct de vedere civic pentru timpul său. Știm foarte bine că nu doar poezia reprezintă pe Eminescu. Și, bineînțeles, vor fi și alte prezentări, vom avea și o vizionare de film despre Eminescu și rezonanța lui în epoca actuală. Va fi și un cor de copii care va cânta pe versuri de Eminescu și va fi și ansamblul vocal-instrumental Victor Udrea din Fieni, care de asemenea, prin această muzică tradițională pe care o promovează, ne va aminti de Eminescu. Deci vă invităm să participați lunii 16 ianuarie de la ora 17 la Biblioteca Județeană Mihailă de Rădulescu în Târgoviște. Și noi încercăm să filmăm și să dăm și în emisiune ceea ce se va întâmpla acolo. Eminescu, poetul nostru național, știm foarte bine, un mare român, un talent extraordinar, care și-a iubit țara și a cântat-o, a cântat țara, a cântat viața, a cântat relația noastră cu cerul în versuri extraordinar de frumoase. Știți foarte bine, cobori în jos, luceafăr blând, alunecând pe o rază, pătrunde minte în gând și viața luminează. Și poezia la steaua și toate celelalte, scrisoarea întâi, sunt niște capodopere extraordinare. Vă invit să-l citiți pe Eminescu de Ziua Culturii Naționale, de Ziua Nașterii Poetului Nostru Național și să participați la evenimentul anunțat. Sunt Valentin Grigore, vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc colegilor mei din platou și din emisie. Nu uitați, emisiunea se difuzează în reluare luni de la ora 23. Vă las în compania unor imagini deosebite pe care le-am primit realizate în ultimul timp. Cu îndemnul, nu uitați să priviți cerul, indiferent unde vă veți afla. La revedere!